Hai, salut! Eu sunt Mircione și astăzi o să vă arăt cum arată un cash and carry, un tip metro de la noi. Ajungem astăzi în Sams și vedem ce putem găsi înăuntru. Așa că, haideți! Am ajuns în partea de băuturi din Sams. Ei bine, aici este romul, romul alb. Un picuț mai în față este tequila. Prețurile sunt destul de accesibile. Bine, acum dacă vrei să-ți cumperi o băutură bună, poți să mergi la Playa. Asta este un lanț de magazine care vinde doar băutură alcoolică, dar și în Sams poți să găsești ceva prețuri faine. De exemplu, asta de Jose Cuervo, 279 de pesos. Hai să vedem berea, 636 de pesos pentru, bineînțeles, nu pentru tot paletul ăsta, dar pentru boxul ăsta care are 24 de doze. Hai să ne mai plimbăm printre rafturi. Pâinica de hot dog, 76 de pesos, și pâinea de hamburger, 70 de pesos. Ei bine, în raionul de dulciuri, un pachet super, super mare de dulciuri. Toate dulciurile astea se pun, cum vă spuneam într-un episod trecut, în piniata. Este 179 de pesos pentru 1,5 kg. Tecatele, e bine, berea asta chiar nu-mi place, deși este foarte cunoscută. Heineken-ul nostru importat, 524 de pesos pentru 24 de sticle. Bud Light-ul, o cutie de snacks-uri, un mix de chipsuri de 43 de punguțe, e undeva la 432 de lei, iar aici avem Pringles-ul, care Pringles-ul este 204 pesos pentru o cutie cu 15. Ca și metroul nostru, Sams-ul este foarte cunoscut în Mexic în momentul când ai un business de colț de stradă, un aprozar, un magazin micuț și vrei să-ți faci cumpărăturile en gros. Aici suntem în zona de muștar, ketchup și tipuri de salsa. Hai să vedem bidonul ăsta imens de salsa picantă. Asta este 200 de pesos și are aproape 4 litri. Că tot suntem la salsa, cum vă spuneam, bineînțeles, nu Tabasco, care e și 200 de pesos. Aici este Valentina. Ăsta este tradițional salsa roja, salsa roșie, la 71 de pesos pentru 6 sticle. Valentina este salsa originală și nu Tabasco. Tabasco e mai comercial. Am ajuns în zona de cafea, o cafea foarte bună pe care eu am cumpărat-o de câteva ori, este cafeaua Garat. 1 kg la 245 de pesos, hai să ne mai plimbăm un picuț. Cafea din diverse regiuni din Mexic, asta este cafeaua din cele trei regiuni cunoscute din Mexic, Oaxaca, Veracruz și Chiapas. Asta este 219 pesos pentru 1 kg și cafeaua columbiană de la Members Mark, ăsta este 258 pentru 1 kg la fel. Două tipuri de ulei pe care le găsești, cred că mai greu în România. Ulei de
avocado extra virgen la 219 pesos. Ăsta este foarte, foarte bun. Și uleiul de nucă de cocos, la fel extra virgin, la același preț, un litru pentru 219 pesos. E super frig aici, am ajuns în zona de frigidere. Pachetul de Toblerone și înghețata Häagen-Dazs de vanilie văd acolo și ciocolată. 425 de pesos pentru 1, aproape 2 litri. Iar aici sunt în zona de produse importate. Iată ardeii noștri, ardeii murați. Sunt foarte scumpi, dacă mă întrebi, în special pe mine, sunt 164 de pesos. Sincer, este foarte mult. Și în și castraveții murați. Toate aceste produse aici, cel puțin în Guadalajara, sunt foarte, foarte scumpe. Măslinele la fel. Măslinele sunt 75 de pesos este borcanul ăsta, ceea ce este foarte, foarte scump. Dar, cum v-am spus, aici sunt în zona de produse importate și sunt un picuț mai scumpe. Aici sunt măslinele negre și, cum vă spuneam, cele verzi, produs importat din Spania. Mi-am făcut provizia. Asta este Chiapas și Veracruz, 100% mexican, 1 kg la 219 pesos. Așa că ăsta este câștigătorul astăzi. Și zona de cereale, cerealele mele favorite de la Kellogg's, Cornflakes, originalul, cutia la 69 de pesos. Cutia câștigătoare. Și cumpărăturile din Sam's, cereale, cafeaua, iaurtul, ceva legume și hârtia igienică. Eu sunt Mircione, mersi că ați venit cu mine la cumpărături în Sam's. Pentru mai multe videouri din Guadalajara și din Mexic, nu uitați că puteți să vă abonați la canal. Ne vedem curând. Salut!